Doresc să vorbesc în acest episod despre o problemă care a traversat istoria colectivității umane, și anume libertatea. De altfel, o temă des apărută în episoadele anterioare. Și voi face lucrul acesta pornind de la o anecdotă. Dar premisa de la care doresc totuși să plec este aceea că nu voi face o pledoarie completă, da? Tot cuprinzătoare acestei probleme. Deci probabil nu vom sfârși episodul acesta pe deplin lămuriți. Anecdota de care mi-am amintit are ca personaj central un înțelept hâtru, da, pe nume Nastratin. Iată cum arată anecdota. Nastratin stă de vorbă cu fiul lui, un școlar foarte curios care pune nenumărate întrebări. Tată, îmi dai voie să te întreb despre lucruri? Tatăl îngăduie cererea fiului. Spune-mi atunci, cum se face că lemnul plutește pe apă? Nastratin stă și se gândește îndelung și spune... Nu știu să-ți spun. Fiul întreabă din nou. Pot să-ți spun o altă întrebare? Desigur, fiul meu. Cum se face că peștii respiră sub apă? Nastratin stă și se gândește îndelung și spune: uite, fiul meu, nu știu nici răspunsul la întrebarea aceasta. După alte câteva reprize de întrebări la care Nastratin nu știe să răspundă, fiul spune: tată, dar nu te superi că te-am întrebat atâtea. Nu, fiule, altfel cum ai putea să înveți? Acum, poanta acestei anecdote este că atunci când este vorba de lucruri punctuale de acest tip și care țin de cultura noastră științifică, răspunsurile există. Dar când e vorba de întrebări de genul ce este libertatea, au oare oamenii nevoie de libertate, nu mai putem veni cu răspunsuri atât de concrete. În general, întrebări care vizează valori spirituale atât de profunde nu au răspunsuri ferme. Dar întrebările în sine, deși nu sunt niște întrebări cu un răspuns ferm, sunt întrebări minunate, dar uimitoare, pentru că polarizează în jurul lor curiozități ale oamenilor de când este lumea sau cultura lumii. Iar ele merită adresate, deoarece măcar prin răspunsurile parțiale pe care le dăm, cred că putem ieși mai câștigați. De ce este important să ne gândim și să dăm răspuns la această întrebare? Poate vă întrebați la ce mă ajută lucrul acesta. Îmi este bine și dacă nu stau să-mi bat capul cu el. Da, lasă să se gândească alții. Astăzi suntem invitați să simplificăm totul. Să lucrăm cu lucruri comune și confortabile. Să facem reducții. Dar în acest context, Dumnezeu ne cheamă să gândim și să raționăm. Ne aflăm într-o civilizație a cărei activitate de bază este distracția. O societate în care domnește mediocritatea, tonul călduț, jumătățile de măsură, abandonul, opțiunea efortului minim. Să facem totul cât de repede și cât de simplu, dar să fie bine ca să nu fie rău. Însă, libertatea a venit să ne scape de aceste lucruri. Omul de când se naște până când moare este înclinat să trăiască în ignoranță. Iar Scriptura ne învață că acest lucru este păcat. Starea aceasta omului, a fiecăruia dintre noi, conferă omului un statut de sclav, de rob al propriei ignoranțe, al păcatului. Un statut pe care Sfânta Scriptură îl descrie ca vrășmaș al lui Dumnezeu. Acest statut de rob, de vrășmaș al lui Dumnezeu, poate să fie schimbat într-un om liber, transformat de Dumnezeu doar prin credința în Hristos. Scriptura afirmă că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Deci dacă fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Dar facem parte din civilizația creștină. Iar eu consider că este o mare onoare să facem parte din aceasta. Pentru că aceasta continuă chiar și astăzi să ofere decorul vieții euroatlantice. Ipocrizia de a nega lucrul acesta, cum vedem în Occident că se întâmplă, ne costă și îi costă un soi de amnezie colectivă. Și de aceea există această orbire spirituală, pentru că există un fenomen manifestat printr-un eroism al actului de cultură, cel că mintea omului poate să ofere un răspuns la orice întrebare. Da, mintea umană dorește să-și păstreze iluzia unei autosuficiențe. Dacă privim în istoria umanității, la evoluția acesteia din punct de vedere social, al ipostazelor în care regăsim pe om, cert este că niciodată în timp și în spațiu nu putem să surprindem o constantă a ideii de libertate, acestei ipostaze a omului liber.
Astfel, libertatea are o geometrie, să zic, variabilă, o semantică în plină dinamică, dar percepută, definită și instrumentalizată diferit, la diverse registre ale vieții umane. După cum am observat, libertatea este o problemă antropologică și filozofică în același timp, care este categoric insolubilă. Putem să aproximăm și să lucrăm cu anumite definiții, dar asta nu înseamnă că vom epuiza misterul. Libertatea este un fel de himeră care traversează istoria colectivității umane pe toate meridianele. Un fel de aspirație, uneori tematizată ca ideal social, alteori ca formă de emancipare politică față de o dominație străină sau o guvernare despotică. Astfel, regăsim mai multe fațete ale acestui termen. Libertatea lăuntrică și libertatea spirituală. Libertatea socială ca acces la un pachet de drepturi civile distribuite tuturor. Libertate ca emancipare politică într-un context totalitar, așa cum a fost acela în care s-a aflat România până acum un sfert de secol. Libertatea politică, unde John Stuart Mill determină aceasta în raportul dintre individ și societate, este aceasta, libertatea de conștiință, libertatea de exprimare și libertatea de asociere liber consimțită. Trebuie să fim din capul locului conștienți că există o diversitate de aplicații, definiții și implicații al acestui concept și să ne acomodăm cu gândul că este o problemă pe care rațiunea noastră investigatoare cu mijloacele filozofiei, ale reflecției metafizice, nu va epuiza prea curând. Și este bine să fie așa, dar este o problemă deschisă, o problemă pe care o transmitem din generație în generație, pentru că ce ar fi o generație umană care ar înceta să reflecteze asupra libertății? Cred că ar fi o generație care ar cădea în cea mai teribilă formă de captivitate, pentru că ar fi o captivitate bazată pe autosuficiență, pe certitudini idolatrizate, pe un soi de înfundătură care devine consens. Dar mai presus de toate aceste forme ale libertății, consider că cea după care râvnim fiecare dintre noi este libertatea spirituală. Indiferent de semantica pe care o folosim pentru a numi-o și a o defini. După cum am spus, omul de când se naște până când moare este înclinat să trăiască în păcat. Seara aceasta omului, a fiecăruia dintre noi, conferă omului un statut de sclav, dar de rob al păcatului. Nu credeți că sunteți robi ai păcatului? Vedeți voi, libertatea aceasta socială, politică, de care ne bucurăm noi, nu este inerentă. Nu este intrinsecă. Deși seamănă cu sentimentul pe care îl ai atunci când ești conștient că ești viu, da, că trăiești, mi se pare că este ceva normal și subînțeles. Câți dintre voi, cât timp am vorbit, ați stat să vă gândiți că respirați și ce bine este că puteți face lucrul acesta? Cred că niciunul dintre noi. Statistic vorbind, la scara mare a istoriei panumane, libertatea este un accident. Este pur și simplu o digresiune fericită, o abatere de la normal. Regula care ne induce un anumit pesimism istoric este că societățile umane au fost cu precăderea servite. Astfel, putem vorbi de o servitudine voluntară. Adică realitatea care face din om mai degrabă un sclav de bunăvoie. Pentru că libertatea este în primul rând o povară. Libertatea reprezintă responsabilitatea de a avea opțiuni. De a-ți asuma consecința fiecărei opțiuni. Libertatea este o marfă rară. Un fel de paranteză privilegiată a istoriei. Zorii libertății tot apar, dar se mișcă odată cu orizontul. Suntem o colectivitate care are conștiința libertății. Și ce rău îmi pare, fiindcă nu știm să prețuim libertatea. Nu avem nicio siguranță, niciun gaj că vom continua să trăim în libertate. Nu avem un contract etern, nicio certitudine că peste un an vom fi tot liber și nu se va produce o cotitură dramatică care să schimbe lucrul acesta. Iar mai mult decât atât, având această conștiință a libertății, tindem să credem că aceasta este pe toate planurile, inclusiv cel spiritual. Dacă din punct de vedere politic, social, economic există această problemă, această bătălie dintre libertate și aservire, atunci de ce din punct de vedere spiritual ar fi altcumva? Haideți să citim un verset din Biblie. Matei, capitolul 6, versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. În această lume ai doar două variante. Există doar doi stăpâni. Stăpânul, Domnul Universului și Domnul Veacului acestuia. O diferență este aceasta.
Dacă ești robul stăpânitorului acestui veac, ești legat și înrobit din toate părțile. Dar dacă ești robul lui Dumnezeu, atunci, paradoxal, ești liber. Apostolul Pavel scrie acest lucru în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 7, căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Creștinismul oferă un răspuns ferm vis-a-vis de această problemă, cum dobândim libertatea și ce înseamnă aceasta. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, este scris: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, adică liberi, veți fi cu adevărat liberi. Am observat în acest verset că adevărata libertate este dată de Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, și nu se referă doar la ignoranță. Această libertate este garantată oricărui om. Cunoscând adevărul și supunându-ne, rămânând în Hristos, vom cunoaște adevărata libertate. Cu alte cuvinte, eliberarea de păcat. Fiindcă păcatul este cel care ne ține robi. Ceea ce vreau să subliniez este că libertatea vine doar în urma cunoașterii adevărului. De asemenea, libertatea vine prin Hristos. Aceasta este legătura. Hristos și adevărul sunt una. Iisus Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Cunoscându-L pe Hristos, vom cunoaște adevărul. Iar cunoscând adevărul, vom cunoaște adevărata libertate prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când ne-am născut, din punct de vedere biologic, nu puteam să nu păcătuim. Acum, fiind în Hristos, prin credința în El și cunoscând adevărul, putem să nu mai păcătuim. Să fim liberi de păcatul care ne consumă ființa. De altfel, această libertate ne eliberează de ignoranță, de neștiința aceasta. Libertatea înseamnă să nu ai motive să fugi de Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu a realizat-o la cruce prin jertfa lui Hristos pentru toți care cred. Drumul de la constrângere la libertate, la conlucrarea cu Dumnezeu. Acesta este adevărul, pur și simplu.